Salutare, dragii mei, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom face o plăcintă rusească umplută cu brânză de burduf și telemea. Este o plăcintă care se face foarte ușor, nu este nevoie de frământare și plăcinta este foarte pufoasă. Deci, dragii mei, haideți să începem rețeta. Într-un bol vom adăuga 250 de grame de făină pentru pâine, 5 grame zahăr și 4 grame sare. Amestecăm. Trei grame drojdie uscată sau 10 grame drojdie proaspătă. 25 ml de ulei și 200 ml lapte călduț și amestecăm. Vom amesteca foarte bine ingredientele. Când nu vom mai putea amesteca cu spatula, începem să amestecăm bine și să integrăm bine făina cu mâna, așa cum vedeți în imagine. După care vom mai adăuga încă 15 grame de unt la temperatura camerei și vom amesteca. Acest aluat nu se frământă și este un aluat moale. Așa trebuie să fie. Vom acoperi și vom lăsa să-și dubleze volumul aproximativ o oră. Pentru umplutură vom pune într-un bol 125 de grame de telemea, 125 de grame brânză de burduf sau poate să fie și cașcaval răzuit. 15 grame de unt la temperatura camerei, amestecăm, după care vom adăuga 30 de grame de albuș de ou. Și amestecăm, după care vom face o bilă, așa ca în imagine. Vom acoperi bolul și o vom da deoparte. Vom presăra puțină făină pe masa de lucru și vom scoate aluatul. Uitați cât de frumos a crescut! Vom frământa 2-3 secunde pentru a sparge bulele de aer. Iar acum vom întinde o foaie cât de cât să fie rotundă, așa cum vedeți în imagine. Iar acum în mijloc vom pune bila de brânză, vom acoperi cu aluat, vom sigila foarte bine aluatul. După care o vom turti cu mâna și vom întinde o foaie. Trebuie să fie o foaie rotundă, aproximativ cu grosimea de 2 cm. După care o vom așeza în tava cuptorului tapetată cu hârtie de copt. Așa trebuie să fie, aproximativ să fie de 2 cm de grosime. După care o vom unge cu un gălbenuș pe toată suprafața. Iar acum deasupra vom presăra brânză de burduf sau puteți presăra și cașcaval răzuit. În mijloc să nu uitați să faceți o gaură, așa cum am făcut și eu. După care eu voi pune și puțin rozmarin, dar acest ingredient este opțional. Iar după aceea o vom da la cuptor pentru 15 minute la 180 de grade Celsius. Și gata, este plăcinta noastră. Uitați cât de bine arată. O vom scoate pe o farfurie și se poate servi.
Cum ați văzut, este o rețetă foarte ușoară. Vă sugerez să o pregătiți, veți rămâne încântați. Aluatul este foarte pufos și delicios. Dacă v-a plăcut rețeta, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună și numai bine, dragii mei! Pa, pa!